Bine te-am regăsit la un nou episod al canalului Vox Horum. Astăzi vreau să rezolvăm împreună subiectul din județul Hunedoara Un subiect pe care l-am primit și eu de la cineva L-am scanat, am reușit să-l scanez și uh, iată Voi posta o sugestie de rezolvare Pentru voi Înainte de a ne apuca, nu uita să dai un like acestui canal Să te abonezi dacă nu ești deja abonat, să apeși clopoțelul pentru a primi notificare. De asemenea, îți amintesc de ghidul nostru pentru evaluarea națională, un instrument digital pe care îl poți folosi ca să te pregătești singur. Este un produs complex, are și materiale teoretice foarte multe, are teste dedicate propuse pentru pregătirea ta și de asemenea videoclipuri exclusive. Pe care nu le vei găsi pe canalul nostru de YouTube, sunt special concepute pentru cei care dețin acest produs. Produsul se accesează de pe site-ul nostru voxvalahorum.ru pe baza unui username și unei parole. Plata se face o singură dată și produsul este valabil până în luna august a acestui an. Hai să ne păcăm de treabă! Voi citi cele două texte suport, după care vom răspunde la cerințe. Cum a apărut societatea noastră secretă? Păi să vă povestesc. Totul s-a petrecut în penultima săptămână a vacanței de vară. Filip, Luca și cu mine îi așteptam pe Raul și pe Dora să iasă de la meditații. Deși în clase diferite, toți suntem colegi la Liceul Teoretic de pe Strada Plantelor. Stăteam pe o bancă în fața casei profesorului de mate și discutam cum ar putea cineva să o placă pe Raluca, fata nou venită pe care nu o băga nimeni în seamă. Luca imita comportamentul și astfel a reușit să atragă privirile tuturor oamenilor care își petreceau după amiaza plimbându-se. Toți îl iubeam pe Luca, era cel mai energic dintre noi și era întotdeauna în centrul atenției. Ne scotea mereu din toate belelele și știam că puteam să ne bazăm pe el. Filip, pe de altă parte, avea un suflet mare. Nu doar că ne încuraja când nu mai aveam speranțe, dar ne și avertiza că toate prostiile pe care voiam să le facem aveau anumite consecințe. Uite-l și pe Pitico de frate meu. Ce ai făcut? Ai învățat și tu cât e 1 plus 1? Am zis când am dat cu ochii de Raul. Lasă-mă, Clara. Peste un an am examenul și cu toate olimpiadele mele parcă nu mai știu nimic. Doamne, nu merit și eu o viață liniștită? Ce-mi trebuie mie teoremele unor bătrâni care se plictiseau în tinerețe?" Eu m-am descurcat foarte bine la meditația asta. Deva aștept să iau examenul." I-a tăiat-o Dora entuziasmată. Era una dintre cele mai deștepte fete din clasă și pe deasupra era și frumoasă. Mai mult, cânta și la pian. Noroc că, de felul meu, nu sunt invidioasă." Deodată l-am văzut pe Raul ducându-și mâna la stomac. Au!" a scâncit el. Ceva nu e în regulă. Ai mâncat ceva stricat sau ce? râse Luca. În mai puțin de jumătate de ceas am ajuns la urgențe. Ca soră mai mare, am dat eu alarma și proful de mate a sunat repede la 112. Cum o salvare nu era loc, am chemat uborul ca să fim mai în siguranță. Raul a fost preluat rapid de un medic, iar nouă ni s-a spus să rămânem afară în liniște. Așteptam deja de jumătate de ceas. Filip își rodea unghile, iar Luca tasta de zor pe telefon. Medicii ăștia sunt absolut geniali. Salvează oameni după oameni și zâmbesc continuu, m-am pomenit vorbind. Normal că zâmbesc. I-au dat de mult capacitatea, punctă Filip. Dar n-a zis bine asta că a apărut Raul însoțit de o asistentă. Din fericire nu era apendicită, cum se temuseră la început mai curând că era vorba de o indigestie. Uitați! Mi-a venit atunci măreața idee. Cred că ar trebui să strângem rândurile. Să nu râdeți, știu, da, că suntem cam mari, dar de ce să nu formăm o societate secretă? Așa, un pic ironic, pricepeți voi, ca în filme, adică să salvăm oamenii, chestii de-astea, cum fac doctorii ăștia. Despre ce vorbești clara, săridora, noi și iluminati, haha, răz-tu alb, dar fugit ireparabile tempus, zicea Vergiliu. Am citit pe undeva versul ăsta și mi-a plăcut. E cu timpul care se scurge fără întoarcere. E cazul să facem și noi ceva demn, să ajutăm și noi cumva să... E drept. Că eu, una, îmi doream de mult să formăm un grup. De când eram mici și ne jucam de a detectivi, întotdeauna reușeam să ne salvăm victimele de cei mai periculoși infractori. I-am privit pe toți, pe rând, întâi pe Filip, care era cel mai înalt, apoi pe Luca, se juca acum cu fermoarul hanoracului, apoi pe Dora și pe Raul care își zâmbeau continuu. Reparabile Tempus, e un nume bun, a zis Filip. De ce nu? Eu marșez și o să salvăm lumea. Care lume, frate? a început să râdă Luca. Mai bine să rezolvăm ce nu merge în școala noastră. Și așa, de la un sandwich înghițit pe fugă de Raul, a început totul. Robert Ersten, Reparabile Tempus, un sandwich cu probleme. Din volumul, cum, a cum am supraviețuit clasei, a 8. Foarte drăguț fragmentelul ăsta, zic eu. Hai să vedem cum arată și textul non-literar, textul 2, după care ne apucăm de treabă. A ieșit un pește mic și pe coada lui scria, ieși afară dumneata. Era doar una dintre numărătorile pe care le foloseam în jocurile din copilărie, căci așa începea aproape întotdeauna fiecare joc, cu câte o numărătoare, un mic ritual al nostru, al copiilor, după ce ne adunam în spatele blocului la ora stabilită, după ce câte un puș mai îndrăzneț mergea ca să-i aducă pe cei întârziați și striga pe la ferestre și Balcoane. Vă rog, tanti, îl lăsați pe X afară! După ce hotăram, în urma unei lungi și complicate dezbateri, ce jocs vom juca. La majoritatea jocurilor aveam nevoie de numărători, iar cea cu peștele din Oceanul Pacific nu era cea mai populară. Mai erau și altele, mult mai complexe și de neînțeles pentru cei neinițiați cum ar fi, o reproduc din memorie, o, coni, coni, macaroni, mustafa, comega, uciepe, comestepe, ucio, comego. Jocul de copilărie au un limbaj și o gramatică proprie, din care fac parte clasicele texte. Te-am scuipat, urma scapă turma, ai spart boalele, ai mâncat sarmalele, sau cine nu e gata le-au cu Însă niciunul dintre ele, oricât ar fi de amuzant, nu se ridică la înălțimea plină de semnificația faimosului Piua. În constă consta însăși magia jocului. Putea să însemne faptul că unul dintre noi a obosit și si că trebuie să ia o pauză. Piua se ar traduce astăzi poate prin Are you sure you want to leave this game? Formula care îți apare pe ecran atunci când ai ESC câteodată din greșeală în mijlocul acțiunii dintr-un joc online. Desigur, nu are același farmec. Recunosc, ideea acestui dosar a pornit dintr-o nostalgie personală față de jocurile copilăriei pe care nu le mai găsesc astăzi decât a rare ori prin spatele blocurilor populate doar de mașinile de prin parcări sau de vrăbile citadină. Uneori am senzația că toți copiii au dispărut sau că au treabă în altă parte. Oare toți copiii de astăzi sunt la fel de ocupați cu extra school, cursuri de germană sau de pian, meditații la mate, etc., încât, să nu, încât nu mai au timp să iasă afară? Sau pur și simplu nu-i mai interesează jocul în forma lui primitivă, care nu conține, conține quest-uri războinice și atingerea unui level maxim, avataruri și armuri performante? La aceste întrebări încearcă să răspundă acest dosar, care își propune însă și să recupereze o parte din jocurile de atunci. De aceea veți găsi aici o colecție de jocuri adunate din memoria colectivă sau, sau din acelor care își, își le reamintesc cu duioșie. Dar pe de altă parte, veți citi și părerile unor specialiști în psihologia copilului sau în terapia prin joc. Cam atât. Piu. Pentru exercițiul 1, sigur, trebuie să indicăm două cuvinte care arată timpul în care se desfășoară acțiunea. Deci repere temporale și ne întoarcem frumos la text. Avem în mai puțin de jumătate de ceas, da? de exemplu, așa, hai să vedem alt reper temporal pe ultima săptămână vacanței de vară, uite am găsit două, așa pe repede înainte sunt două repere temporale utile pe care le putem folosi sau mai avem aici uite chiar acum l-am văzut, după amiaza în regulă hai să mergem mai departe la exercițiul al doilea Chi, uh, Clara își dorea de mult timp, hai să vedem să formeze un grup. Atenție, da și a exprimat această dorință când a venit cu acea propunere de a forma o societate secretă. Deci răspunsul corect este ce. Uh, 3. Începutul jocurilor era marcat prin asta se raportează la textul 2, atenție, numărătoarea tuturor copiilor și dacă ne ducem frumos la text o să vedem cât de importantă era această numărătoare da? așa continuăm cu punctul 4 numele propus pentru societatea greși, uh, secretă era sigur reparabile tempos așa bun sigur care pornește de la citatul lui uh, Vergilius Acum, nu e corect uh, gramatical, nu e corect gramatical această construcție în latină, dar sigur e un joc de cuvinte. Bun, reparabile e un adverb și timpul sunt substantiv, deci nu prea se pupă. Fără acel verb fugit, nu, nu are niciun sens construcția. Mergem mai departe la 5. Acțiunea textului se petrece în cadrul liceului teoretic de pe Strada Plantelor. Aici e incorrect, atenție, copiii erau la meditații și mai apoi la spital. Clara este impresionată de activitatea medicilor, da, deci corect. Dora și Raul sunt la fel de entuziasmați în privința examenului, incorrect, da. Dosarul cuprinde jocuri practicate în copilărie, corect. Copii se joacă în fiecare zi în spatele blocurilor, incorrect, da? chiar se plângea autorul că nu se mai joacă și destul de rar se întâmplă, a rare ori găsea copii în spatele blocurilor, piua poate însemna și sfârșitul jocului, așa este corect, da? piua poate să însemne și o simplă pauză, nu? Deci, cam așa ar arăta exercițiul 5. Mergem mai departe la 6, unde Deja ne-am cam obișnuit, cel puțin majoritatea testelor și simulărilor văd că merg pe varianta asta. O trăsătură morală din fragmentul dat și menționarea mijlocului de caracterizare. Toți îl iubeam pe Luca, era cel mai energic dintre noi și era întotdeauna în centrul atenției. Acum, sigur, putem veni cu mai multe variante aici, să citeți tot fragmentul. Ne scoteam mereu din toate belele și știam că putem să ne bazăm pe el. Pe de-o parte, putem să spunem că o trăsătură a personajului este vivacitatea, adică e plin de viață. Era cel mai energic dintre noi. Aici avem caracterizarea directă făcută de către narator. Da? Sociabilitatea era întotdeauna în centrul atenției. Da? Sau perspicacitatea. Ne scotea mereu din toate belelele și, și știam că putem să ne bazăm pe el. Iar aici avem o caracterizare indirectă da, din faptele personajului. Deci, o, oricare dintre aceste variante ar putea fi corectă. Mergem mai departe la punctul 6, pardon, la punctul 7, prezintă în 30-70 de cuvinte o tema comună celor două texte și hai să vedem de la ce am putea pleca. <coughs> Sigur, cred că e evident, jocul este tema comună a celor două texte. Da, în primul text copiii vor să organizeze o societate secretă pentru a-i ajuta pe ceilalți, da? Totul pornește din joacă. În al doilea text, da, este vorba despre acest dosar cu ghirimele de rigoare care inventariază jocurile copilăriei. Deci aceasta ar fi tema și așa se valorifică ea în cele două texte, da? Citiți cu atenție textele suport și o să vedeți. La punctul 8, sigur, este important să ai prieteni în copilărie. Motivează-ți răspunsul valorificând și uh, textul 1. Dar răspundem la această întrebare. Din punctul meu de vedere, este important să ai prieteni în copilărie. Cum uh, vom valorifica textul 1? Păi uh, referiți-vă la relația de prietenie, relația dintre acești copii. Ideea care îi vine clarei. Da? Și... Uh, planurile pe care aceștia și le fac împreună. Nu cred că avem probleme la exercițiul 8, iar la punctul 9 trebuie să asociem textul reparabile tempus un sandwich cu probleme cu un alt text literar, sigur, scoțând în evidență valoarea culturală comună. Și aici putem să pornim de la educație și atunci am putea face paralele cu diverse texte, de exemplu, Matilda de Roald Dahl sau uh, romanul adolescentului Miop, dacă vreți, sau uh, Inocenții de Ioana Pârvulescu, puteți să mergeți de asemenea pe prietenie și să faceți corelații cu alte texte. Lăsați-mi în comentariu la ce texte v-ați gândit și le discutăm. Putem să discutăm pe Facebook, putem să discutăm în următorul live de pe YouTube. Chiar sunt curios ce idei vă vin. Acest exercițiu nou cumva ne pune mintea la contribuție. O să continui cu exercițiul 1 de la partea B, unde trebuie să despărțim corect în silabe societate, detectivii și examenul. Varianta corectă va fi B-ul, societate, atenție cum îl despărțiți în silabe, detectivii și respectiv examenul. Deci varianta corectă va fi B-ul. Mergem mai departe la punctul 2 toate cuvintele compuse. Și atenție și aici. Îl avem pe nou venită din nou și venită, harap alb din harap și alb și în tot dea A? Da? Deci B-ul va fi corect. De ce? La 1 deasupra ar fi cuvânt compus, plimbându-se. Nu este un cuvânt compus, ci sunt două cuvinte. Atenție, sunt două părți de vorbire diferite. Iar continuu nu este cuvânt compus. La ce după amiază ar fi, m-am descurcat. Din nou sunt două cuvinte diferite. Deci, atenție, e! Și profesorului, sigur, nu este cuvânt compus, este un cuvânt de bază. Care și aceeași poveste, două părți de vorbire diferite, deodată compus și de astea, din nou două părți de vorbire diferite. Deci, cuvânt compus înseamnă un singur cuvânt format la rândul său din alte două sau trei, dar la final sensul este unul unitar. Ele nu se mai pot analiza separat. Așa. Mergem mai departe. Toate cuvintele care conțin diftong. Și avem așa. Societatea. Diftongul EA este aici pe tre. Ciao, diftongul AU, atenție, aici nu este triftong, pentru că avem grupul de litere c. Da, iar în aceeași silabă mai avem o vocală. Asta înseamnă că grupul de litere c, e va nota un singur sunet, sunetul c. Deci avem diftong și nu triftong, atenție, asta poate fi o capcană. Și sigur atenției, avem aici de asemenea diftongul EI final. Deci aceasta va fi varianta corectă. 4. Antonimul și sinonimul potrivit pentru cuvintele subliniate. Aici nu-mi place formularea, deci antonimul pentru primul și sinonimul pentru al doilea. Antonim pentru primul, începea, se sfârșea sau se termina, întotdeauna, an -ă, sinonim mereu. Și uite că avem o variantă de genul acesta, și anume aul. Deci aul va fi corect aici. La 5. Trebuie să transcriem trei verbe aflate la moduri diferite pe care le și precizăm. Stăteam pe o bancă fața casei profesorului de mate și discutam cum ar putea cineva să o placă pe Raluca. Și avem așa, stăteau, care este indicativ imperfect, nu trebuie să precizăm timpul, eu totuși o fac în acest video. Deci, imperfect, modul indicativ. Mai departe, ar putea fi... Este la condițional optativ, timpul prezent și să placă, adică să placă, acesta este un să, doar că fiind două vocale pentru evitarea hiatului a căzut aul final. Este conjunctiv prezent. La punctul 6, o propoziție asertivă în care substantivul detectivii să fie atribut, de exemplu, munca detectivilor este grea, a cui a detectivilor atribut substantival genitival. Da? sau putem să spunem, joaca de-a detectivii este interesantă, de asemenea vom avea un atribut substantival prepozițional în acuzativ. În sfârșit, la punctul B, o propoziție negativă, în care adjectivul ironic să fie nume predicativ, situația nu era ironică, da? sau situația nu era deloc ironică, dacă vreți să accentuați. Și cam așa ar arăta acest exercițiu. La punctul 7 trebuie să construim un enunț despre jocul preferat care să fie alcătuit din două propoziții principale aflate în raport de coordonare adversativă. De exemplu, îmi place jocul de vață ascunselea, dar poate fi dificilă uneori găsirea unui loc bun. Da? Eu am făcut ceva mai complex, Atenție, două propoziții, doar două predicate. Da? Aveți grijă la acest aspect pentru că puteți fi depunctați și relația de adversivitate trebuie marcată printr-o conjuncție coordonatoare adversativă. Vi le reamintesc, dar, iar, or, însă, ci, numai că, numai să, doar că, doar să. Da? Iar în fața lor se pune virgulă. La 8 trebuie să rescriem enunțul corectând greșelile de orice natură. Și hai să vedem. Ne jucăm în fața blocului cu fata căreia, atenție, i creatima a venit ideea să înființeze cu 2 i pentru că vine de la ființă. Grupul, virgulă, iar copiii cărora, atenție, le acordam încredere, erau membri cu doi I aici, pentru că este articulat societății noastre secrete. Da? Astea ar fi greșelile, cred că le vede toată lumea, nu sunt niște greșeli complicate. Atenție la acest membri, în forma sa neaccentuată se scrie cu un singur I. În forma accentuată se scrie cu doi I. Articulată, am vrut să spun. Deci, atenție, nu se aude, nu-ți dai seama dacă e articulat sau nu, da, după cum îl pronunți, dar gramatical vorbind, trebuie să adăugăm încă unii dacă avem articol hotărât. În sfârșit, cam acestea ar fi exercițiile. La punctul al doilea, avem o pagină de jurnal, 150 de cuvinte, prezentarea unei emoții, unui sentiment trei în timpul unui joc desfășurat în natură alături de prieteni să avem cel puțin o secvență descriptivă și una explicativă. Data jurnalului este 1 februarie 2022. Aici nu cred că sunt probleme de niciun fel. Cam acesta este modelul pe care l-am primit din județul Hunedoara. Văd că este propus de Inspectoratul Școlar Județean. Nu știu dacă este chiar varianta oficială de simulare. A ajuns și la mine așa prin noroc mai degrabă mă bucur că am pus mânuța pe uh, subiectul acesta și că vi-l pot prezenta și vouă. Sper că v-a plăcut clipul, sper că v-a fost de folos. Eu am fost Florin Gerhesh și până data viitoare, numai bine vă doresc tuturor! Vrei o notă mare la evaluarea națională? Vrei să intri la liceul dorit? Te-ai deja unde ți-ar plăcea să mergi? Ghidul pentru evaluarea națională conține tot ce ai nevoie pentru proba la română. Peste 200 de lecții teoretice bine explicate cu multe exemple. Peste 50 de teste grilă interactive concepute special pentru tine ca să-ți îmbunătățești rezultatele. Ore întregi de materiale video filmate și bine editate în calitate Full HD. Toate testele de antrenament rezolvate vom adăuga periodic și mai multe materiale, și mai multe teste, și mai multe clipuri ca să ai parte de cea mai tare experiență. E simplu, te loghezi și începi pregătirea oricând de oriunde, pentru că poți avea acces la acest ghid și de pe telefonul mobil, și de pe tabletă, și de pe laptop. Intră pe voxbalahorum.ro și convinge-te singur.